Bine m-am regăsit, prieteni. Am intrat târziu. Și chiar mă gândeam să intru, să nu intru, dar am zis că hai să intru. Că astăzi am făcut o felul de chestii. Am făcut o felul de chestii, Serus Balboa. Am zis că nu mă uit la știri. Și o să povestim un pic despre știri. Am tuns iarba, exemplar. Am pus, vedeți în spate, toți trandafirii pe ziduri. E adevărat, sunt plin de înțepături. Nu știi. Am stat cu cartea Blandianei, da? M-am uitat, așa, ca să fiu și eu în vacanță, la filmulețele trimise de Adrianescu. Mâine sper să iasă un montaj foarte fain. America de Sud. Și așa am stat. Știi? După aia am lucrat, iar am stat. Și azi nu mă uit la știri. Nu pentru că aș avea ceva cu știrile, că doar la televiziune lucrez. N-am mai avut chef de informații. Azi noapte pe la 3, n-am mai avut somn, m-am trezit, am băut o cafea, am citit iară presa ca un așa. Pe la 4 m-am culcat, am dormit până la 8. E un fel de jurnal ăsta. Și mi-am dat seama că, bă, ce bătaie în jurul știrilor întotdeauna. A început... Și Voltaire. Voltaire a făcut o campanie. Voltaire la marele, da? A făcut o campanie împotriva știrilor false. Erau știri băgate... Primele știri false au fost cu religia, știi? Că așa era epoca. La 1755, știi că a fost cu tremurul la mare în Lisabona. Și a murit o grămadă. Bă, și au început ăștia să publice tot felul de fițuici. Cum cădeau, au murit că erau păcătoși. Ăilalți care au rămas în viață, ei erau considerați deja sfinți. Și s-a pornit un fel de campanie de asta de presă, am numit-o astăzi, spunând că ăia care au rămas în viață sunt exact ăia care au văzut-o pe Maica Domnului. Stătea Maica Domnului acolo și a tu să ieși, tu nu. Tu să ieși, tu nu stai la lift, tu nu stai la scări, tu nu... Glumesc când zic de lift, evident. Da? Pune-te repede sub masă, atenție, avertisment, uite-te la televizor, stai... etc., etc. Știi? La Revoluția franceză, tot fake news. Știi că era un buget mai prost decât ăsta lui Căciu. Și-au făcut ăștia o campanie iarăși de presă, au băgat o grămadă de fake-uri ca să râchie poporul. Poporul s-a râchit bine, au venit din Marseille, au rezolvat problemele acolo, s-au întâmplat cele mai mari oribilități din istorie, dar fake news a rămas la fel de puternic. Primul Război Mondial la fel, amintiți-vă că e celebră povestea cu fabrica de cadavre, ci că extrageau glicerină nemții din cadavrele soldaților britanici, glicerina ca să facă săpun, să facă tot felul de chestii, au și știrile false rolul lor. Și azi, mă, nu mai vreau să mă uit la știri. Pare cum e. Și am stat cu tovarășul, l-ați văzut acum mai devreme, pe tovarășul Balboa. Am stat și cu mâțele, trebuie să culeg imediat nucile, să bat nucile, se culeg sau se bată, așa, de pe ăștia patru nuci, adică vreau cumva să mă extrag, să stau la iarbă verde, știi? Dar la iarbă verde nu să stau așa să mă ia, știi, să fac o cistită, știi, că așa se zice, nu e cinstită, dar e cistită. Să stai așa, să mai dai cu mașina de scris, era să zic, de tunzi iarba, mai mergi la câine, mai mângâi, mai nu știu ce, te mai trimite nevasta, că evident ai uitat să cumpere, deși ți-o dat țidulă încă de ieri. Ieri ai fost la magazin, te-ai uitat pe țidulă, pe rețeta aia de cumpărături, pe bilețel, culmea, evident că ai uitat ceva. Dar ai cumpărat încă trei chestiuni inutile și care oricum nu erau pe țidulă. Da? Și atunci am zis, oare cum e să povestim așa? Până acum, în toate poveștile noastre, a fost vorba de oameni excepționali. Excepțional de proști, excepțional de buni, despre fapte excepționale. Oare cum ar suna așa un serial de ăsta pe YouTube, că acum nu mai scrie nimeni, se dă pe YouTube, ca mine, da? Să vorbim despre zile obișnuite. Știi cine are chestia asta? Primul și cel mai cunoscut este Amiel. Amiel are nu știu câte zeci, sute de volume în care el scria toată ziua ce se întâmpla acolo în locul lui.
Da? Și scria tot felul de chestii. Mai are, după aceea Titu Maiorescu un jurnal. 6:45, m-am trezit, minus 12 grade, mi-e frig, mă duc să fac focul. Adică mi se par fascinante chestiile astea. Și de ce? Pentru că, și aici trebuie să recunosc că s-o cam înodat creierașul, și al privitorilor, și al ălora care fac televiziune, recte și al meu, sau în primul rând al meu, pentru că toată lumea vrea chestiuni excepționale. Eu nu mai vreau chestiuni excepționale. Măcar o dată pe săptămână vreau să stau și știi cum ziceam când eram în liceu? S-o belengherim. S-o belengherim, adică așa să hoherim. Hoherim, hoher vine din ungurește, cred că înseamnă ceva de la care prindea câinii vagabonzi, dar noi nu în sensul ăsta îl foloseam, ci de un semi-vagabondaj așa prin oraș, cu privirile lipsă, cu sinapsa lipsă de cele mai multe ori, privind în gol, etc., etc. Zile obișnuite. Unii o să spună, pentru chestia asta ai intrat în YouTube. Eu o să zic, da, dar dacă nu vrei, nu te uita, că nu te oblig. Adică, vorbim despre zile obișnuite? Da. Ce auziți acolo? Ăla e Skip. Îl știți? Este acel papagal care de câte ori mă vede îmi sare pe chelie. Nu știu ce-l fascinează chelia. Da? Ori ochelarii, ceva, mă pigule, mă bâție, ăla închis, oricum este o friptură ambulantă, la prima chestie, când mai zboară către mine, deschid repede cuptorul, închid și dau pe 220 de grade, 15 minute și Jamila o să mă iubească pentru asta. Că eu pun și cartofi în el. Sau morcovi. Înțelegi? Și atunci am zis, bă, dar de ce să nu vorbim de zilele obișnuite? Îți dai seama cum sună? Cum adică? Să intri și să vorbești oamenilor despre zile obișnuite? Dar ceva nu e în regulă. Ești bolnav? Nu-s bolnav. Ai COVID? Nu cred. Ești mahmur? Nu, că n-am băut. Dar ai băut? Nu. De aia nu-s mahmur. Tu speriat urșii de pe Transfăgărășan? Nu, că eram o mașină. Ești mult prea obosit? Nu, că am dormit până la 8 sau până la 9. Și atunci ce te-a apucat? Așa m-a apucat pe mine. Mi-am dat seama cât de mult lipsesc poveștile obișnuite ale zilelor obișnuite. Măcar o dată pe săptămână vreau să povestesc. Povestiți și voi dacă aveți chef. Cum arată o zi obișnuită la voi? Sigur, eu mi-am pus acum tricou, fii atent ce scrie pe el. Ador munca, pot sta ore în șir să mă uit la ea. L-au făcut niște vecini, foarte, foarte faini, cei mai faini vecini din lume, care s-au prins de chestia asta, că-i tot sunam. Evident, când se strică ceva la casă, când ești acasă, și când ești acasă, sâmbătă, duminică. Evident, vii, te rog să mă ajut să rezolv chestia asta. Ajuți. De parcă eu aș fi făcut și el m-ar fi ajutat. Nu, vecinul făcea și eu aduceam. Poți să te ajut cu cafea, să-ți fac un ceai, vrei să aprindem grătarul, ceva de genul ăsta. Și am zis, uite așa, zi obișnuită, om obișnuit, țară obișnuită, mama mea. Că dai seama cum sună, ca și cum ar fi o țară normală. V-am pupat. Nu jurați. Încercați să vă trăiți o viață obișnuită, într-o zi obișnuită, într-o țară obișnuită. Vis, vis.